ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 250 de biciclete pentru elevii din Dofteana. Fără bariere, totul despre droguri. Grădiniță nouă la Podul Turgului. La școala gimnazială Scarlat Longhin din Dofteana au fost distribuite către elevii școlii și structurile acesteia un număr de 250 de biciclete în cadrul proiectului național Pedale Salvatoare. Noi suntem de la Asociația Pastel, suntem o organizație non-profit care face proiecte lunare, sloganul nostru este nici o lună fără o faptă bună și în fiecare lună încercăm să aducem bucurie în diverse domenii, cum ar fi sănătate, mediu, educație, incluziune socială. Astăzi suntem la a treia ediție a proiectului Pedale Salvatoare, proiect în care vom oferi biciclete copiilor din cadrul acestei școli și școlile aferente, anexate școlii principale. Vom oferi aceste biciclete pentru copii, elevii care nu au cu ce să ajungă la școală. Suntem bucuroși că putem să facem o diferență și că putem să-i sprijinim și că putem să punem puțin umărul în a avea acces la educație alături de partenerul nostru și sperăm că astăzi să fie un succes. Știm că ne așteaptă, ne-am pregătit, lucrăm de foarte mult timp la acest proiect. Este un proiect de care suntem foarte mândri și abia așteptăm să trecem la treabă astăzi. De ce Dofteana? Bănuiesc că ați desfășurat activități similare în mai multe localități. Unde și de ce Dofteana astăzi ai? Este a cincea localitate, aici pentru că sunt mai mulți elevi care au nevoie de sprijinul nostru. Există microbuze pentru cei mici și atunci sprijinul trebuie să vină pentru copiii care își vor continua studiile chiar și după clasa 8-a, pentru că cel mai apropiat liceu este la 10 km și atunci trebuie să le susținem educația pe termen mediu și lung. Felicitări pentru inițiativă, este un lucru remarcabil și faptul că vă alăturați actului educațional, de fapt susțineți desfășurarea actului educațional. Cum găsiți copiii din Dofteana, așa ca așa pe final de interviu? Nerăbdători și bucuroși, entuziaști, sunt foarte fericiți, iar noi ne încărcăm cu lucruri de genul acesta în implementări, să fim alături de copii este minunat. Acest proiect cu rol de intervenție comunitară pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar este inițiat de către Asociația Pastel, în parteneriat cu Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, coordonator local Țifre Alenuța, mediator școlar și profesor de religie. Primăria Comunei Dofteana, reprezentată de primarul Ioan Bujor, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse Asistență Educațională Bacău. Noi, Primăria Comunei Dofteana, suntem în partener cu această asociație pe care ați văzut-o și dumneavoastră, numită Pastel România, care ei sunt din București și la rândul dumnealor au un sponsor, Societatea Comercială Carrefour, și mai sunt câteva societăți și nu aș vrea ca să le spun în numele, întrucât sponsorul principal este Carrefour România. Deci acest proiect pe care dumneavoastră l-ați văzut, care noi suntem în parteneriat cu școala, cu Asociația Pastel, care Asociația Pastel au condus proiectul respectiv, s-a stabilit că ne vor da 236 de biciclete, dar faptul că au vizualizat toate drumurile județiene, drumul național, drumurile de utilitate comunală din localitatea noastră, au ajuns la concluzia să ne mai dea peste cele 236 încă 14 să facă 250. La nivel de România suntem 4 localități printre care am beneficiat de acest proiect, dar acest proiect noi am fost pe locul întâi, nouă ni s-a dat din 400 de biciclete, ni s-a dat 259, celelalte le vor împarte la alte localități care sunt subclasate sub Primăria Comunei Dofteana. Noi, Primăria Comunei Dofteana, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, am hotărât să asigurăm materialele necesare pentru rastelele de biciclete, care aceste rastele vor fi construite. Primul model a fost făcut de către angajații contractuali a Primăriei Comunei Dofteana și vor continua să le construiască
acei fochiști și muncitori contractual de la Școala Scalarilor din Dofteana, că slavă Domnului sunt mulțișori, inclusiv cu sprijinul nostru, pentru că acum le-au venit stocurile de lemne și o să-i ajutăm și cu noi în mare măsură ca să le finalizeze cât se poate de repede, dar la ora actuală deja avem o parte din ele construite. Domnule primar, constat că Dumnezeu iubește mult copiii acestei localități pentru că, iată, un ajutor nesperat, o susținere pentru a avea, să zicem, ajunge la actul educațional în condiții bune, în condiții sigure. Era și microbuzul școlar, dar această modalitate și oferirea acestor biciclete este mai mult decât o susținere. Sigur că da, doamna, știm cu toții și toți am studiat Biblia, viața este un dar de la Dumnezeu. Darul de la Dumnezeu și binecuvântarea de la Dumnezeu a venit ca eu să fiu conducătorul acestei comunități, ales de către majoritatea cetățenilor din Dofteana și prin darul de la Dumnezeu faptul că eu sunt astăzi în localitatea care mă aflu și conduc, am avut o relație cât se poate de bună, atât cu această asociație numită Pastel, cu conducerea școlii, din școlilor, să spunem așa, din toată localitatea, cu toate cadrele didactice, am pus umărul împreună cu dumnealor și rezultatele se văd după cum observați și dumneavoastră. Deci există o gură de oxigen, această bicicletă care o primește fiecare copil, dar criteriile au fost fixate de către Asociația Pastel, pentru că dumnealor prima dată au fixat niște criterii, apoi s-au gândit iarăși la alte criterii, vrea să nu le dea la cei de clasa 8, apoi au stabilit între clasa 4 și clasa 7 și apoi clasa 8. Deci cu privire la repartizarea lor, eu ca primar a Comunei Dofteana nu m-am implicat că nu era deci treaba noastră. Probabil vor fi și nemulțumiți, pentru că nu-i poți mulțumi deci, pe toți, dar repartizarea lor nu-mi aparține. Elevii beneficiari au fost selectați în baza unor criterii bine stabilite de către Asociația Pastel, împreună cu reprezentanții unității de învățământ. Bicicletele au fost primite cu titlu gratuit, nefiind percepute niciun fel de taxe. Beneficiarii au mulțumit sponsorilor fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. Ne bucurăm tare mult că astăzi avem ocazia să le oferim acestor copii minunați 250 de biciclete prin care să îi ajutăm să ajungă mai ușor la școală, pentru că, din păcate, pentru mulți dintre aceștia, distanțele de acasă până la școală sunt adevărate călătorii dificile. Bicicletele acestea pe care le oferim astăzi pentru noi reprezintă mai mult decât un mijloc de transport, sunt chiar un simbol al dorinței noastre de implicare și al angajamentului pe care noi ni-l luăm pentru susținerea educației și pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile defavorizate. Este remarcabil, senzațional ce aș putea spune că se întâmplă, dar bănuiesc că nu sunteți la prima acțiune de acest fel. De ce Dofteana azi și câte astfel de acțiuni ați mai făcut? Sunt foarte multe acțiuni pe care noi le desfășurăm în fiecare an pentru susținerea comunităților defavorizate. Avem o politică de solidaritate și sustenabilitate axată pe trei piloni principali de acțiune: educație, comunitate și mediu, pe fiecare dintre el cu proiecte dedicate pe care le susținem pe termen lung. Deci Dofteana este o comunitate foarte mare, este o școală mare care primește copii din foarte multe comunități din împrejurime, din zonă, iar așa cum spuneam, din păcate sunt extrem de mulți copii care sunt nevoiți ca să parcurgă distanțe lungi până la școală, iar împreună ne dorim să reducem abandonul școlar până la urmă. Cu alte cuvinte, puneți umărul la susținerea actului educațional și de ce nu pentru un viitor mai bun, pentru că tinerii reprezintă viitorul nostru de mâine. Tinerii reprezintă viitorul nostru de mâine, iar toți acești copii minunați pe care îi avem astăzi în jurul nostru, pentru noi sunt adevărate modele de curaj și de perseverență. Așadar, ne bucurăm tare mult că astăzi avem ocazia să facem parte din călătoria lor. Cu ocazia implementării acestui proiect, Primăria Comunei Dofteana a achiziționat materialele necesare pentru realizarea de rastele pentru biciclete. Acestea au fost realizate de către angajații auxiliari ai școlii și angajații contractuali ai primăriei. Le transmitem și noi elevilor să le stăpânească sănătos și să le țină fără incidente. S-au bucurat copiii când au auzit că vor primi biciclete, doamna? Da, foarte mult. Da? Foarte mult, pentru că, vă dați seama, copiii asta așteaptă. De acum a venit primăvara.
e un ajutor binevenit. Na, 2000 de lei o bicicletă nu e chiar nimic. Normal, nu oricine își permite. V-ați fi putut permite să le luați? Mai cu greu. Deci da, dar mai cu greu. A, niciodată, chiar nu am crezut, nici când am primit acele declarații, nu. Am crezut niciodată așa ceva. Ce vârste au copilașii? 13. Amândoi? El nu primește. Okay. Da. Bine, o să împartă. O să împartă amândoi. S-a bucurat? E fată sau băiat la 13? Fată. Cred că e super încântată. Da, da. Foarte tare s-a bucurat. Copilași, cum au aflat bucuria asta, vestea? Am doar unul care primește biciclete, ceilalți sunt mai micuți. Ceilalți se uită pofticios, așa. N-au ce face, că de-aia așteptă să-l vadă pe ăzlaltul. Care e aș... Cum a reacționat? E băiațelul, nu? Da, da. Cum a reacționat? Foarte bine, vă dați seama că ăla să primească biciclete, nu o primește în fiecare zi. Da? Da. Știe să meargă pe bicicletă? Da. Da, da. A, s-a pregătit? Da, s-a pregătit, da, da, da. Țin să felicit și eu conducerea primăriei Dofteana pentru implicarea în acest proiect, alături de Fundația Pastel și alături de sponsorul principal Carrefour România, proiect prin care 250 de copii ai comunei beneficiază de o bicicletă oferită gratuit, o bicicletă care va face ca toți copiii beneficiari acestui proiect să se dezvolte frumos, să se dezvolte sănătos. Un lucru remarcabil, de altfel, evenimentele frumoase parcă s-au adunat așa. Am înțeles, domn, de la domnul primar că urmează o primăvară cu multe evenimente, mai ales că bate la ușă și ziua copilului. Chiar dacă e campanie electorală, totuși ziua copilului va rămâne ziua copilului. Da, într-adevăr, la Dofteana se petrec lucruri frumoase și cred că și 1 iunie, de ziua copilului, chiar dacă, cum spuneați dumneavoastră, ne aflăm în campanie electorală, aici în Dofteana se vor desfășura activități atractive și îl îndemn pe domnul primar, ținând cont că este beneficiarul acestui proiect frumos, să organizeze o competiție de biciclete și aici îl sfătuiesc să ia legătura cu cei de la Clubul Municipal Moinești, club sprijinit de fiecare dată de Consiliul Județean Bacău, în vederea organizării unei acțiuni pentru copii cu ocazia zilei lor de 1 iunie. Am remarcat că în calitate de consilier județean ați fost nu mereu aproape. 99,99% din timp ați fost așa pe teren, alături de domnul primar și de comunitatea dofteană. Da, într-adevăr. În calitate de consilier județean am ales să fiu alături de locuitorii comunei Dofteana și nu numai, ci pe toată Valea Trotușului, de la Ghimeș până la Onești. Sunt aproape de toți primarii și de toate comunitățile pe care dumnealor le păstoresc, pentru că numai așa, fiind aproape de oameni, le înțelegem nevoile și încercăm pe cât posibil să le fim aproape și să le rezolvăm aceste nevoi. Grădiniță nouă la Podul Turcului. Zeci de copii și părinți au așteptat la Podul Turcului, unde a fost inaugurată o grădiniță nouă construită modernă, după ultimele standarde. Grădinița subordonată Liceului Tehnologic Alexandru Vlahuț a fost ridicată printr-o investiție de 670.000 de euro, finanțare europeană obținută prin AFIR. La eveniment au fost prezente cadrele didactice, părinți și copii preșcolari, dar și oficialități locale. De la mandat la mandat ne-am achitat de obligații, n-am dezamăgit pe nimeni, nu ne-am făcut de râs și de aceea când vin aceste momente în care trebuie să hotărâm destinul unor localități, destinul unei regiuni, destinul României, destinul Uniunii Europene, trebuie să strângem rândurile și să vorbim despre faptele pe care le-am făcut în acești ani și care în mare parte s-au realizat din fonduri europene. Săptămâna trecută am avut un eveniment similar la Filipeni, tot o școală din fonduri europene. În ianuarie n-am putut fi prezent, dar au fost colegii mei. Asta este o altă calitate a noastră, că reușim să fim în număr foarte mare, chiar dacă unii dintre noi motivat mai lipsim, dar întotdeauna ori a fost președintele CJ, ori a fost deputat, ori a fost doamna inspector, ori a fost prefectul. Ne-am suplinit și am creat o echipă care să poată să onoreze asemenea evenimente care sunt importante în viața comunității. Oamenii își doresc ca virgulă copiilor să învețe, să aibă parte de educație în condiții cât se poate de civilizate, uneori peste nivelul celor din marile orașe. Iată că noi, administrația și politicul, ne facem treabă, ne facem datoria. Acum rămâne ca
profesorii împreună cu părinții, părinții împreună cu profesorii, să-și facă datoria în ceea ce privește educația copiilor. Pentru că numai împreună veți reuși, oameni buni. Legătura școală-părinte trebuie să fie o legătură de suflet, o legătură comunicațională foarte bună, o legătură umană. Dacă nu avem și făcută, aș spune, cu har și înțelegere de către profesor. Har și înțelegere, cu emoții și sentimente. Că dacă nu ne punem pe asta și nu punem suflet în ceea ce facem, nu va fi reușită pe atât cât ne-o dăm. În această perspectivă, eu nu pot să vă doresc decât multă sănătate la părinți, multă sănătate la profesori, să scoatem de pe băncile acestor școli copii educați, că, fiindcă cu educația putem scoate sărăcia de la țară. Iată, această investiție demonstrează că a pune suflet, a face lucrurile cu sufletul deschis și cu toată disponibilitatea pentru a aduce pe echipul copiilor noștri, pe echipul lui Spider-Man, pe echipul fluturașului, pe echipul prințesei, pentru a aduce, speram, pe echipurile copiilor noștri zâmbete. Toată această deschidere, tot acest efort până la urmă pe care administrația locală, iată conducerea liceului, cadre didactice, tot ceea ce înseamnă încercarea de a face ca modernitatea, ceea ce este frumos, ceea ce este deschis și ofertant să fie de fapt un plan de care să se bucure, un plan în sensul devenirii de care să se bucure copiii noștri, toate lucrurile acestea nu sunt decât de accentuat, ba chiar de lăudat. Ne aflăm aici pentru a sărbători inaugurarea grădiniței noastre, un moment special în viața comunității noastre. Este o zi de bucurie și mândrie în care privim spre viitor cu speranță și entuziasm. Grădinița este locul unde copiii noștri își vor face primele prieteni, vor învăța să exploreze lumea înconjurătoare și să-și dezvolte abilități sociale și cognitive. Aici ei vor descoperi magia cărților, vor picta, vor cânta și vor juca, iar în fiecare zi va fi o aventură plină de descoperiri. Micuții noștri, astăzi începeți o nouă etapă în viața voastră. Vă așteaptă multe provocări și oportunități, iar grădinița noastră vă pregătește pentru drumul care urmează. Să fiți curajoși, să explorați, să învățați și să vă bucurați de fiecare moment. Părinți și profesori, suntem aici pentru a vă mulțumi pentru sprijinul nostru necondiționat. Fără voi această grădiniță nu ar fi fost posibilă. Vă rugăm să continuați să fiți alături de copiii noștri, să-i încurajați și să le oferiți dragostea și susținerea pe care au nevoie. Administrația de la Podul Turgului Mare are în derulare și alte investiții importante, cum ar fi grădinița din satul Mahala, care este finalizată și va fi inaugurată, dispensarul uman și reabilitarea clădirii primăriei. Fără bariere, adevărul despre droguri. La Teatrul de Vară din Bacău a avut loc evenimentul Campania Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, organizată sub egida Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și finanțată de Comisia Europeană, are ca obiectiv prevenirea consumului de droguri și promovarea sănătății mentale și prevede o serie de acțiuni care se vor desfășura pe parcursul lunii aprilie în 20 de centre universitare. Campania Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, își propune conștientizarea tinerilor, dar și a adulților, cu privire la consecințele consumului de droguri, dar și altor forme de adicție, la stoparea violenței, a oricărei forme de abuz, violenței domestice, chiar și trafic de persoane. Prin intermediul acestei campanii dorim ca împreună să aducem acea stare de bine, cu adevărat, de liniște, de pace și de bucurie în cadrul fiecărei familii. Este o campanie altfel față de celelalte, în sensul că am încurajat și am reușit să implicăm foarte mulți tineri. Ei vor fi ambasadorii noștri, studenți de la universitățile din Bacău, studenți care au fost pregătiți pentru a transmite un mesaj tuturor celor prezenți. Oficialitățile băcăoane au exprimat satisfacția că acest eveniment au adus împreună atât tineri cât și adulți pentru a asculta mărturiile foștilor consumatori de droguri. Atât Consiliul Județean cât și instituția prefectului, și mă bucur că astăzi că doamna ministru Natalia Tătăru a făcut această acțiune care se realizează la nivel național,
o campanie de prevenție a consumului de droguri, de o campanie de combatere a acestui fenomen. Extrem de important reprezintă faptul că trebuie să avem un mesaj foarte articulat, foarte puternic de a combate consumul de droguri în rândul copiilor noștri. Evident că eu privesc acest lucru în dublă calitate și de președinte al Consiliului Județean, dar și de părinte. Cu toții suntem îngrijorați de această adicție și evident și nu doar de droguri, și împotriva alcoolului și împotriva fumatului. Cred că tot ceea ce aduce rău, ce aduce rău viitorului nostru, respectiv a copiilor noștri, trebuie combătut și cred că cea mai bună metodă prin a combate, pe lângă conștientizare, este de a practica sportul. Și aici, dacă tot m-ați întrebat ce face Consiliul Județean pentru a combate acest fenomen, realizează infrastructură sportivă pentru ca cei care sunt interesați să aibă unde să-și petreacă timpul liber și să-l petreacă de calitate și să-l petreacă într-o manieră în care să combată consumul de droguri. Este o realitate că vremurile ne arată că sunt suficiente devianțe în rândul tinerilor, de aceea, într-adevăr, tratarea cu seriozitate, cu responsabilitatea ideii că orice copil poate ajunge într-o împrejurare în care să asiste la un spectacol, simțiți ghimele, al consumului de droguri, fie în anturaj, fie, Doamne ferește, pe propria piele încercând acest lucru. În județul Bacău sunt, zic eu, 2 ani plini de când am inițiat foarte multe campanii, atât cu sprijinul autorităților și aici menționez 2 dintre proiectele esențiale, drogurile Drum cu Sens Unic și actualmente în desfășurare proiectul Spune Nu consumului de substanțe interzise, inițiate de Prefectura Județului Bacău în colaborare cu Inspectoratul Școlar, cu IPJ, cu IJJ, cu Agenția Națională Antidrog filiala Bacău, în așa fel încât să intrăm pe terenul acesta interzis și să îi convingem pe copiii noștri că da, e un viciu, e o formă prin care viața lor, Doamne ferește, poate să o ia pe cărările dorite. Alexei și Andrei sunt tineri de la Teen Challenge care și-au împărtășit poveștile foștilor consumatori de droguri în fața aproape 1500 de elevi, studenți, profesori, părinți prezenți la eveniment. Dumneavoastră ați fost în această lume a drogurilor. Ce înseamnă a consuma droguri acum? Păi nu mai consum acum, dar ce înseamnă pentru mine... Și am crezut că o să-mi aducă libertatea supremă și o să-mi aducă distracție, s-a transformat în ani de zile de chin pentru mine, consecințe foarte grave atât în familia mea cât și pentru mine și asta încercăm să facem astăzi aici, să expunem tot adevărul despre droguri. Ăsta este și sloganul campaniei, tot adevărul despre droguri. Încercăm să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă, pentru că informații au, că drogurile nu vin doar cu o distracție la început, ci au consecințe grave pe parcursul dependenței. Cum ați reușit să ieșiți din această lume? Cu foarte mult ajutor și cu foarte mult sprijin din partea multor oameni. Am fost și în centru terapeutic unde astăzi lucrez, în centru Teen Challenge, unde am găsit acolo dragoste necondiționată din partea lui Cătălin și a lui Tiței, cei care au fondat centru Teen Challenge în România. Acolo am găsit sprijin necondiționat, am găsit suport și încredere că voi reuși, chiar dacă eu însă nu mai aveam niciun pic de încredere în mine. Dramele prin care au trecut legate de consumul de droguri și consecințele aspre pe care le-au suferit demonstrează clar că drogurile distrug viețile și reprezintă un dușman subtil și periculos care poate acapara viața unei persoane fără să-și dea seama și apoi să distrugă tot ce este valoros, sănătatea, sentimentele, familiar, relațiile și orice altă formă de normalitate. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
11 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Vineri, 12 aprilie, cerul va fi senin, vom avea parte de soare. Maxima zilei nu va depăși valoarea de 22, pe locuri chiar 23 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.